Da, ne-am mutat cu discuția, cu arme și bagaje. Băi, stai puțin că ne-am mutat, dar nu punem și noi nimic pe masă, că acum ne-am mutat, să poate nu ne mai ia nimeni, vă rog eu, ca să rezolvăm problema asta, că nu stăm așa cu da. Dinaintea goală, nu? Da, exact. Haideți să vorbim. Presupun că până să ajungi tu un model în radio pentru mulți, ai avut modele ceva? În afară de Ilie Dobre, că nu punem, adică deja... Romica Jurcă, da. A, așa? Și da. Și mai nou, Constantin Enceanu. Știi că îi ameninți pe ăștia, dacă nu dau like la pagina noastră de Facebook de la Morning Glory, dacă nu dau așa. Follow pe Instagram, le zic că renunțăm și că matinalul o să fie făcut de Romica Jurcă, Ilie Dobre și Constantin Enceanu. Nu și cred. Să vadă ei atunci. Așa, da. Da. Și să sperie, s-au speriat mulți. Da. Mulți e îngrozitoare amenințarea. N-ai cum. Nu poți să le faci așa ceva nu. Unor oameni. Nu e cum. Dar hai să-ți fac eu ție testul Enceanu. Așa, hai să vedem. Da. Ia deschide acolo frumos, Constantin Enceanu. Deschid pe Facebook. Deci ăsta era un top al celor mai populari cântăreți în România. Cred că venea de undeva din YouTube, cred că de acolo. Ok, de asta Constantin Enceanu oficial. Oficial, dar are numărul de telefon okay. pe cover foto. Așa. Ia vezi. Ăsta cu 427 de ani. Da. Doamne da. Dumnezeu. 427. Și mai nou și-a luat și Kazan. Pentru că el mergea la Petrică Mâțu Stoian. E o poveste aici. Okay. E celălalt corifeu al Olteniei. Așa. Și el are o piesă care mie mi-a plăcut foarte mult. Se numește Mă pusei lungit în pat. Așa este. Să vă spun ce s-a întâmplat. Mă pusei lungit în pat. Ok. Și de-aia, adică am căutat să văd cine a rupt Metallica, cine a umilit AC/DC, înțelegi, în preferințele publicului. Și acum eu ar trebui să văd... Ei, câți uite oameni... Uite acolo, prieteni. Da. Ia vezi, câți sunt, cât comuni. Câți comuni, prieteni care apreciază... Da. Câți ai, trei? Nu, mai mulți sunt. Ia. Acolo. Ai mulți. Aoleu. Aoleu. Bă, ești nebun? Ai foarte mult nu de cred. Nică. Hai mă că nu să știe. Serios? Da. Deci să deci iau ai, să... Ai peste 40. Așa? Și asta ce înseamnă? Asta înseamnă că ești bine, ești pe... Sunt pe trend? Ești cu poporul, da. 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 E bine, și eu am dat like. Nu, am și vorbit cu domnul Enceanu. Da? Da, okay. L-am sunat de ziua lui, ne-a cântat, mă pusei lungit în pat. Nu, ne respectăm și ne iubim. Și, mă rog, în principiu ar trebui să vină și el cu substanțe la noi într-o dimineață. Ce produce Kazanul, da. Că a avut o problemă când nu avea Kazanul lui. Și știi, când nu ai Kazanul tău, e complicat. Bă, e și se ducea la Petrică Mâțu Stoian să facă uite, substanță. Taică-miu, de pildă Dumnezeu să-l ierte, care a fost bine să crezi, un vorbim. Consumator împătimit, l-au dat afară din Libia, da. Unde a mers să lucreze. Taică-miu a fost rungar. Înțelegi? Și a mers să lucreze în Libia pe un contract ăsta în anii 90. Da. Să pleca atunci cu ăștia, cu, nu știu, Rompetrol, cineva, o firmă de asta, pe o recomandare l-a luat și pe taică-miu. Taică-miu consumat, nu cred că există strungar să nu fie în același te timp. Te obligă. Consumator, te obligă. Din școală. Da. E, și, da, ne-a venit... substanța. Am zis să fie bine. Mulțumim. Așa, să rămână. Bine. Așa. Și... vezi, avem pahare de plastic. Da. Super ok, pregătiți. Nu s-a și furat mult aici. S-a, păi da. Și atunci am zis, bă frate, să nu se mai... Să punem capăt, da. Corect. Și l-au trimis acasă și i-au dat și interdicție de aia să mai intre vreodată, pentru că el, la el în cameră, a făcut dintr-o așa, a confecționat la strung un căzănel așa? În care făcea țuică de smochine. Mi se pare, eu am auzit asta despre foarte mulți români care s-au dus în zonele astea. L-au și Africa, ăștia, înțelegi? Da. Și l-au trimis acasă, adică n-au mai... Da. Dar el făcea un bine acolo, le făcea un bine tuturor. Dar nu ai cum să nu faci bine. Cred eu. Și totuși l-au sancționat în acest fel. Putea să fie altfel. Știi cum e? A făcut, da. S-a și construit, s-a făcut și greșel, dar s-a și construit. Te-ai născut undeva în zona Galați, mai exact în Brăila, nu? Da. Așa. Adică dincoace de Moldova. Da, mi-a scris colegul Gabi Drogeanu aici că la un moment dat la Academia Cățavencu erau 5 brăileni. Coincidență nu cred. Da? Da. Deci e ceva acolo, ce anume? Mă, nu știu ce se întâmplă. Brăila mi se pare un spațiu interesant în continuare, dar da? Acum știu, și eu știu foarte multă lume și umorul din Brăila are
ceva aparte, nu-mi dau seama exact de ce, eu o pun pe seama amestecului de sânge din Brăila, pentru că acolo au trăit foarte multe nații. Da. Și de asta cred că, fiind o așa o confluență de moduri de a privi viața, de culturi, de, știi, că erau greci cu evrei, cu turci, armeni, bulgari, erau de toate, știi? Cred că așa s-a construit un anumit tip de umor și mai ales un spirit care mie mi se pare că până acum ceva vreme încă mai era viu pe acolo. Acum nu mai e neapărat așa. Dar mie mi-a plăcut Brăila. Bun. Întotdeauna. Și îmi place în continuare. Știu că tatăl tău a insistat să te faci preot, nu? E, da, erau vremuri grele și da, putea fi... mi-e frică. A, uite. Am făcut... A? Da. Am... Când face zgomot, spun că e ca la Făurei. E tipul de eleganță practicată la Făurei. Județul Brăila. Mare nod de cale ferată. Da, nu bate în joc așa. Așa, zic cu preoția. Că eu da, mă rog, la mine în familie erau foarte mulți bătrâni. Așa. Și ăștia se mai duceau. Și aveam tot timpul, ori mormântări, ori parastase. Și mergeam la toate. Oricum locuiam pe lângă... Mă rog, pe drumul spre unul din cimitirele din Brăila și vedeam zilnic, mă rog, eram cu fanfară, era frumos, era bine. Și copiii trăiau în proximitatea funebrelor. Și, ei, și mergând la parastasele astea și la toate slujbele bisericești, le-am învățat. Și taică-miu și el le învățase, na, fiind actor, le reținea ușor. Și pentru că ne plictiseam amândoi, le cântam așa, adică începuserăm să știm versurile. Aha. Și îngânam și noi, ne distram, nu știu exact de ce era distractiv în chestia asta, dar o făceam. Și taică-mă văzând că eu mă descurc binișor, a zis, mă, dar tu n-ar fi rău că ăștia o duc bine, primești găini, toate alea, adică totul era ca și rezolvat, plus că dacă primești o parohie mișto, era bine, știi? Nu, n-am putut. Mm-hmm. Din păcate nu s-a putut. Nu. Atât s-a putut. Nu s-a putut. Atât s-a putut. Hai. Da. Hai, noroc. Noroc. Mamă, îmi place că le-ați argintat. Sunt cele mai scumpe pahare de plastic, da. Și e plastic de ăsta bio de la țărani, mișto. Bun. Da. Bun. E bine. Așa. Eu n-am mai băut de o grămadă de timp. Dacă mai am o gură, să las sunt, o să termin tu. Nu, e bine să știi, sunt, da? Sunt în continuare, în formă, da. E foarte bine. Dar altfel, sigur, pe mine mă distrează să explorez sinaxarul, viețile sfinților. Mm-hmm. Și dimineața, uneori, mai citesc niște scene pentru care Tarantino ar da bani să-i le scrie cineva. Scene de tortură pe care greu ți le imaginezi și care, sigur, fac parte așa dintr-o poveste, că ele sunt semi-amuzante, că băgăm chestia asta cu de sabie, s-a săvârșit. Și le cânt că pot să execut graiul ăsta bisericesc. Da. Dar pentru mine e un mod de a arăta că barbaria și tot ce ni se pare că aparține altor epoci este foarte aproape. Sunt amândouă foarte, foarte aproape de noi și că ar trebui să avem grijă. Și chiar să ne iubim aproapele, chiar dacă o facem, dacă îi facem atenți pe oameni râzând de treaba asta. Știi? Mă rog, poate că e puțin kinky ce fac eu, dar merge. Aia cu de sabie s-a săvârșit. Am avut într-o zi, bă, era o familie întreagă. Pe toți, nenică, pe de sabie. Erau 6 surori, un frate și niște verișori. Deci toți, mai puțin una din surori, da. Pe aia au despicat-o între doi copaci. Dar în rest, fiecare paragraf din ăsta se încheia. Și de sabie s-a săvârșit. Și atunci mi-a venit asta și am început să cânt, știi? De sabie s-a săvârșit. Și după aia am pus pe ascultători să cânte și ei, să ne trimite mesaje audio. Da. De sabie s-a săvârșit. Și am ales câteva care rulează acum pe post. Da, am auzit. Și unul din ăia care ne-a trimis e taximetrist pe Uber. Și un invitat de-al nostru, un român care stă în Portugalia, care cântă într-o trupă, mă rog, era o combinație imposibilă, da? Și ăsta care urma să fie invitatul nostru a nimerit în taxiul tipului nu care... Cred. Așa, bun. Du-te și el l-a întrebat, veniseră, nu știu, era o chestie din asta cu trupe tinere care vin pentru industria muzicală, un guideline din asta, era o întrunire din asta anuală, foarte mișto, și omul venise acolo cu trupa și urma să cânte și la Morning Glory. Și l-a dus pe ăsta la... Și l-a întrebat, ce faci așa, Portugalia, așa? Și ce faci? Când-ți loc? Păi trebuie să mergi la Morning Glory. Păi zice, merg la Morning Glory, eu mâine. Eu am auzit emisiunea, da. Eu sunt la Morning Glory.
Eu cânt aia de sabie, s-a săvârșit și a oprit taxiul și s-a dat jos și a, pentru că i s-a părut că nu s-a auzit bine în mașină și a cântat de sabie, s-a săvârșit. Și ăla s-a speriat, a crezut că e nebun, că o să-l răpească, se întâmplă ceva. Și după aia a deschis radio și s-a auzit aia de sabie, s-a săvârșit. Și zice, ăsta sunt eu, ăsta sunt eu. Și, mă rog, era puțin probabil să se întâmple, dar s-a întâmplat. Șoferul s-a internat după aia, cred. Nu, nu, șoferul a cântat. Șoferul a cântat. Nu, e bine, mersi, ne mai dă mesaje din când în când. Da, da, bună, bună. Și ai vrut să studiezi limbii străine, dar nu orice fel. Da, nu, era un mod de a supraviețui. Nu, am vrut să dau la teatru, taică-miu s-a opus, nici mie nu mi s-a părut că e mare lucru de făcut. Că, știi, era o vorbă din asta, ascundeți muștarul și pâinea că vin actorii. Da, da. E și cu ziariști, adică, la fel. E, cred că merge. Cam așa, da, deci da. Nu era neapărat o meserie privilegiată, știi? Și da, mă gândeam la varianta asta de limbi semi-exotice, așa, că am dat la arabă, la chineză, la mama mă, simt, aha, aha. Dar fiind foarte leneș, chiar nu învățam, picam în serie. Și, zis, da, și până la urmă am ajuns la franceză, engleză și asta a fost. Da, nu ți-a ajuns brăileana, nu? Mm-mm. Nu, am simțit nevoia să evoluez un pic. Da. Uite, tu Dose vorbește o brăileană perfectă. Da? Da, eu am văzut... Mi-a Tudose piele lungă, așa, are, e de acolo, e altfel, vorbește altfel, nu știu. E un pic de accent, acum e chiar foarte murdar accentul de brăila, nu exista chestia asta. Aveam niște vocale, niște euri un pic mai deschis, mă rog, care aduceau de, așa, aduceau cu limba moldovenească, dar nu foarte tare, sau se corectau, acum e grav ce se întâmplă. Da. Uite, aici o chestie... Sejur Maldive, all inclusiv cu tocăniță și salată băuf? Da, bine, să arunci la pești în apă. Aia, știi cum e, care vin în apa aia cristalină, să le arunci salată băuf, se pare mișto. Cine prinde mazărea? Cu ce vedetă internațională ți-ar plăcea să halești un platou de salată? De salată băuf? Da. Brad Pitt. Aș merge cel sus, mai sus. Te arunci așa? Da. Cred că i-ar plăcea salata băf. Dacă l-a bătut pe Bruce Lee, îți dai seama, nu ai cum. Nu poți. Nu trebuie să faci asta. Corect. Apropo de bătaie, am citit că Florin Pastramă ar fi fost bătut zilele trecute în București. Și ți se pare întâmplător? Adică este am auzit și eu știrea. A fost bătut cu târnăcopul. Lucru care mi-aduce aminte de Brăila natală. Așa. Pastrama a ajuns, am văzut la MasterChef, a circulat, Bobonete a pus o captură de ecran în care Brigitte, soția lui, îi spunea în fața juraților, eu sunt cu peștele, ele cu Vita. Nu știu dacă ai prins-o. Nu. Asta e, nu e nimic misogin, Doamne ferește, nu avem o problemă cu chestia asta. Da. Eu știu pe Pastrama pentru că am făcut voice-over pentru Fermă. Aha. Și am parcurs tot traseul alături de el. Am fost emoționat când a plecat, dar m-am bucurat că, uite, și-a unit destinul cu Brigitte, care și ea a fost acolo. Dar mi-a adus aminte, știi că era bancul ăla foarte mișto, ce e roșie și strică la dinți. Cărămida. Da, bună. Carne de curcan mănânci? Măi, nu-mi place, nu. Sau te-ai atașat de curcan de când aveți nenorocirea aia? Nu știu ce e asta. Eu nu înțeleg. Nu știu ce s-a întâmplat cu curcanii. Adică nu știu de unde mi-a venit chestia aia cu curcanii. Adică atunci când am făcut niște jingle-uri și era un jingle care se termina cu dihorii și l-am rugat pe omul de la sunet cu care lucram să pună ceva acolo. Adică aș fi vrut să aud ceva. Okay, completamente anapoda, da. Lângă dihori. Și am zis curcani. Okay. Și curcani. Și mi-a plăcut foarte mult sunetul ăla, că e foarte vesel. Și oricum sunetul de curcan mi se pare unul din cele mai miștoși, irezistibile și tâmpite lucruri pe care le poți așa. Și după aia am început să abuzez. Până când au ajuns oamenii să asculte Metallica și să li se pară ciudat că nu mai aud curcani. Până aici s-a mers cu abuzul. Da. Cam despre asta e vorba, da. Deci nu știu să spun care e. N-am nicio pasiune pentru curcani. Nu există așa ceva. Bă, dar aia cu tirul. Băi, fac oamenii accidente. Da, deci, știu. Deci pentru cine nu ascultă,
Deci la om, mergi în mașină, că asculti, na, unde ascultă omul? Dimineața în mașină, da, și, în și mergi și auzi claxonul ăla de tir, nenorocirea aia cu... E și stereo, da. Și tu crezi că se întâmplă pe stradă, că e... Da, la început am primit foarte multe înjurături, și pentru curcani, și pentru tir. Așa? Da, și multe frâne. Da, adică da, da, eu la asta și devii imediat, ești terminat, nu da. Știi de unde vine. Și acum, și acum cred că mai funcționează. A trecut peste tine, n-a trecut, da? Mai merge? E foarte bine. Și mai aveam unul de ambulanță pe care îl foloseam, de care m-am speriat eu. Adică de câteva ori, că îl puneam în preascultare și făceam așa ca prostul, că uitam ce ascult. Așa era de rău și pe ăla chiar nu l-am pus. Adică chiar e mai rău decât tirul. Da. Da, n-am abuzat. O chestie despre emisiune. Ce voiam să... Uite, noi avem mari probleme aici să găsim oameni cu care să se poată discuta... omenește, normal. Aveți da, și voi ați încercat să-i plătiți? Nu. 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 Plătiți vină? Nu, zic de invitați. Da. E complicată partea asta de conversație în România. Este? Da, lumea este foarte crispată. Și deschiderea asta și vorbitul în civil, cum ar veni, mi se pare că încă mai au de așteptat în România. Știi? Partea asta în care vorbești despre ce se întâmplă, în care povestești, te deschizi, râzi de tine, mai ales asta cu autoironia, da, mi se pare că lipsește definitiv și e foarte trist aici. Și lumea nu se joacă. Efectiv. Oamenii se iau foarte tare, foarte tare în serios. Da. Da. Este îngrozitor ce se întâmplă. Da. Noi facem treaba asta și, practic, și am mesaje de la oameni care zic nu mai spune despre tine că ești nu știu cum sau că... Și zic, da, de ce să nu spun? Adică mi se pare o chestie foarte ok, foarte în regulă, sănătoasă. Mie mi se pare foarte frumoasă asta pentru că îi ajuți pe oameni să se apropie de tine. Că înțeleg că ești o persoană la fel ca ei și nu... N-ai limita asta în care stai pe un piedestal și te uiți de sus la oameni. Și cred că așa ar trebui să fie, că nu înseamnă că ești cineva special sau foarte special. Ești un profesionist, dar nu ești o persoană diferită sau superioară doar pentru că apar la televizor sau vorbești la radio sau faci lucrurile astea. Îi ajuți pe ceilalți. Da, e un lucru bun. Eu le salvez diminețile sau asta îmi doresc să le fac. Știi? Și e foarte bine. Și cam atâta. În rest putem vorbi. Și putem face și mișto unii de alții așa, pe modul decent. Corect, corect. Da. Urăști pe cineva așa... Mă, nu, am început să nu mai am, nu, știi? Chiar, adică chiar și pe Iliescu. Adică ne leagă multe ceva constant. Da. Adică multe frigidere. Oho, s-a dat mult acolo, nu? Dar, da, s-a dus și asta, nu mai am sentimentul ăsta. Mers cu timp? Mi-e ciudă, știi, când merg prin țară și văd ce se întâmplă, da, mi se pare dezumanizant. Și vezi și sărăcia și înțelegi cam cât de mult se fură și cât de nedrept e construit totul și cât de bine am fi putut să trăim în România și cât de mult timp a luat să ajungem aici, când oricum e bine. Adică e un moment mișto în istoria României. Dar e dureros și a trecut nedrept de mult timp și toată lumea calcă pe toată lumea în picioare. Și e tot timpul partea asta de, știi, trebuie să mai furăm și noi. E frustrant, e nasol. Și mi se pare că și România a devenit, în loc să fie un loc destins și plăcut și vioi, adică noi suntem balcanici, noi nu mai suntem balcanici. Noi suntem niște triști. Și grobieni așa și da, grobieni și violenți. Am devenit violenți, și răi. Nu prea știu de ce ar fi trebuit să fim așa. Că fiind în Balcani, cred că puteam fi voioși și ei așa. Știi? Pe și genul ăla de căldură, da, amabilitate. Adică, cum să spun, călcăm în picioare toate clișeele care s-au construit în manualele astea tâmpite de pe vremea Ceaușescu. Mm-hmm. Suntem ospitalieri? Nu suntem. Suntem niște... așa. Urât. Gest urât, cum se spune. Da. Nu-i frumos, domne, nu-i frumos. Da. Ce crezi că... ne lipsește, bun, ne lipsesc banii, ne lipsesc multe, dar ca să ajungem acolo, să fim mai relaxați un pic. Păi tocmai asta, da. Că ți se pare că nu ești așa, că nu ești relaxat pentru că îți lipsesc banii. Nu cred că ține de asta. Adică nu cred că poți să fii destins sau atent la ceilalți doar pentru că ai bani în buzunar.
nu, nu te costă nimic să nu fii un orangutan în trafic, de exemplu. Adică e același lucru, nu se economisește nimic, poate câteva secunde în plus sau în minus, dar nu e vreo diferență majoră când toți suntem în același ambuteiaj, știi? Și până la urmă te gândești că toți suntem în aceeași căldare și putem supraviețui ceva mai bine, că nu ne ajută nimeni, știi? Toată lumea trăiește cu sentimentul ăsta că există un salvator, e cineva care o să aibă grijă de noi și își încredințează totul acele entități fictive care ar trebui să ne salveze, să ne ierte că înjurăm ca niște idioți în trafic și așa mai departe. Și dacă lumea și-ar asuma chestiile astea și ar înțelege că nu există altcineva în afară de propria ta persoană care te scoate la suprafață, cred că am trăit mult mai bine și n-ar mai fi atâtea probleme și terapeuții ar cam muri de foame. Da, mă rog, aici. Da, asta da. E un cost pe care am fi de acord să-l plătim. E o problemă, știi? Deci de asta eu nu cred. Cred că pur și simplu acest joa de vivră pe care românii nu mai au din motive pe care... Poate începutul ăsta de societate capitalistă l-o fi deformat în capetele lor. Nu, nu-mi dau seama de ce. Dar nu suntem voioși deloc. Dar avem un potențial mișto. Asta încă funcționează, știi? În afară de idioți, unde nu e nimic de făcut. Adică n-am întâlnit un idiot să aibă și umor. Există genul ăla de înțelepciune pe care oamenii de la țară, care sunt relaxați și se amenință copii. Știi că e obiceiul ăla să-ți ameninți livada cu toporul. Așa făceau țăranii vechi. Se duceau în livadă primăvara, înainte să rodească, și ziceau: e, dacă nu o rodi, îi tai, dă-i dracu. Și după aia, că era ca un fel de vrajă, știi? Și copacii sanchii auzeau și rodeau și era totul bine. Totul era în regulă, da. E cam așa, da. Și să zice, bă, să nu uiți să mă duc să-i ameninț înainte cu capteala. E important. Nu? E foarte important. Da. Hmm? Așa, e bun. E bun, da, mulțumim. Da, și despre răutatea asta din mediul virtual, cum o tratezi? Din nou, cred că ține de, odată, de o lipsă totală de umor. Doi, de faptul că nu te vede nimeni și nu te știe nimeni. Și de încălcarea oricăror limite care țin de omenesc, de bun simț. Adică sunt ăia care fumează în lift. Înțelegi? Aha. Deci e acea specie de animal, că tot. Da. De animal care justifică marșarierul de la mașină. Înțelegi? La ce mă refer? Da. Așa. Care face totul să-i scoate din minți pe ceilalți și își clădește fericirea pe nefericirea sau nervii celorlalți. Asta da, mi se pare. Da, da, da. Și atunci, dacă suntem face-to-face, cred că e mai complicat să-i spui unuia pe care nu-l cunoști tot felul de răutăți. Că apare limita. Da. Care se pune aici. Așa, când e, nu știu. Da, da, la oricum, un moment dat apare, da. Și eu nu cred că ea care fac chestia asta n-ar putea să facă fața unei confruntări de cele mai multe ori. Bun, unii o și cer, adică da, e clar că poate fi și provocare, dar cred că asta apare. Adică și la glume și, nu știu, ironii, totul are o limită umană, știi? N-am nimic cu tine, putem să râdem și în momentul în care facem chestia asta, sunt ambele părți implicate. Mm-hmm. Tu ți-o iei, eu mi-o iau. Și e ok și suntem de acord. Da, 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 da. Dar există această convenție ca la, nu știu, ca la antrenamente, la sală, da, nu? Da, da. Sigur, îți iei un pumn în gură, ăla ia un picior în cap, dar e un antrenament, n-avem nimic personal aici. Cum era Gigi cu Corleone, așa, nu? Da. Bă, ne-am jignit, nu da. Ne-am așa... El m-a făcut oligofren, l-am făcut zganță, dar nu ne-am jignit. Da, exact, da. Cam așa, da. Știi, și dacă ai putea să vezi unde stă ăla, cum îl cheamă, da, în momentul în care comentează, da. Eu cred că internetul s-ar pacifica. Da, da, da. N-am mai avea atât de mult hate. Să știi, eu am constatat treaba asta că nu mai dau doi bani pe lucrurile astea, dar a fost un proces prin care, mamă, deci mi-aduc aminte cu vreo 10 ani când a apărut Facebook-ul și zicea unul, dar ia mai dă-te morții mătii de jegos. Mamă, ce făceai, ce te enervai, ce... Știi, după aia stai și te gândi, bă, stai puțin, că ăștia sunt niște oameni cărora nu le ajung lucrurile care au niște probleme. Eu aș fi să văd cum e la ei în baie, de exemplu. Asta zic și eu. Adică sunt convins că ăștia n-au ferească la baie, în primul rând. Deci asta-i nu clar. Nu au. Și nici n-au fost în băi cu ferească. Da.
Era fost ziua lui Putin. Da, am plinit câți ani a vrut el. Cât? În primul rând. Clar, că clar. Așa cum e și Rusia, se învecinează cu cine vrea ea. Da, da. Știi? Și la fel și Putin, da. Ceai 7 e o chestie așa orientativă, dar el, dacă a zis 25, nu cred că se opune nimeni în acest moment. Nu, 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 nu. Ce i-ai spune dacă asta față în față? Da, am văzut că sunt foarte multe meme-uri și au apărut acum și niște stickere pe, așa, pe WhatsApp. Deci a evoluat totul, trebuie să mă pun la punct. Am primit multe stickere cu Putin, lately, nu știu de exact de ce. Opa! Da, da, da. Poate ești în zona... Nu, bine, și cu altele, dar e ok, adică în conversațiile astea de băieți, da. Da? A, e ok. Tot da, 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 e foarte bine. Da, nu, n-am un sentiment cu Putin, mi se pare, eu cred că nici nu există. Adică eu nu cred că poți să-i spui unuia la mulți ani, zici că e Putin și că e el. Eu cred că e o ficțiune deja, sunt atât de mulți Putin. Nu, eu nu cred că mai există de mult Putin. Da? Da. Au fost filmate niște imagini cu el mai da, de mult. E ca Yeti, știi? E un fel de Yeti Putin. Yeti-l da. Pe Putin. Da. Marian Drăgulescu s-a calificat pentru a 5-a oară la Jocurile Olimpice. Hai mai dă-o dracu de tot. Dă-o încolo. Adică mi se pare... Bă, dar nu-i mai ajunge. Serios. E corect unii să meargă mereu? Și nu, alții... mi se pare. Nu e ok. Nu știu, dar să ții așa numai pentru tine? Da. Dar lasă da. Frate și pe altul. Corect. Dacă ești așa de bun, da, lasă-l da. Și pe altul. La să vadă și el cum e. Concura, dacă te-ai calificat. Dacă te-am calificat noi la. Măi, mie îmi plăcea badmintonul foarte mult. Da? Da, știu că nu arăt, dar... Așa? Era, zice, știu că nu arăt, dar eram destul de sprinter. Da, 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 da. Da, mi se pare un sport extraordinar. Este. Da. Și încetinește destul de mult fluturașul ăla. Când, adică ai timp să... Da. Știi, oricât de tare s-ar da în el deasupra acolo... Totuși e, da, da, dacă joci cu asiatici, păi poate tare, deveni, nu? Da. Scârbile dracu. Nu, dar nu, ei nu dau tare, dar se mișcă repede. Asta e problema lor. Da. Sunt și mici, au frecarea mică, știi, n-au. Da. L-ai văzut pe chinezoicele alea la campionatul de atletism ăsta, de a fost la Doha acum, deci de 3 ori și au dat aia, le-au scos până la urmă. Era ștafeta de 4x100. Așa. Și n-au nimerit, de 3 ori au încercat să-și dea ștafeta de la una la alta, cred că erau foarte certi. Ștacheta, cum a spus ștacheta. Ministrul Culturii, nu? Ministrul Culturii, Dita mai Ministrul Culturii. Și, dar fii atent, eu am fost de unde e ministrul ăsta, din Alba Iulia este, și am vorbit acolo cu oamenii și oamenii m-au certat un pic că... Mă iau de el și nu, e adevărat, mai are niște scăpări, dar nu, e un om extraordinar, cadru didactic, foarte competent. Uh-huh. Mi se pare incredibil. După, eu n-am remarcat decât că omul nu știe să vorbească, nu poate să vorbească, încurcă niște cuvinte care sunt altfel simple. Da, mie mi se pare că în sfârșit se ajunge până la capăt acum cu propunerea asta de interimat la justiție. Așa. Bă, de ce ne cramponăm de ideea că dacă ai un minister care se ocupă de ceva anume, trebuie să aduci un om care să se priceapă la chestia aia. Corect. Adică să aibă studii de drept. El are de științe politice. A terminat o facultate de drept, dar specializarea științe politice. Bă, dar ce are, mă? Dacă vrei să te angajezi la șaormărie, trebuie să știi să faci. Te duci acolo, înveți. Corect. Și faci șaormă. Da, păi da. O împachetezi, mm-hmm. N-ai nicio și treabă. Ai ce are aici? Corect. Are dragi pe el? Corect. De nu poate să... Poate. Nu. Mai era, mai era în discuție... Adică, și ăștia ca tine care fac mișto de el și... Nu, nu e. Nu e. Și să e, cum ți se pare treaba asta? Să poți să ieși la pensie din poliție la 39 de ani? Unii nici nu intră că ies la pensie. Nici nu încep să muncească foarte bine că ies la pensie. Cum să ieși la 39 de ani la pensie? Abia ai învățat să fii polițist, ce faci la pensie? Da, e obligă așa? Nu e obligă, dar au această opțiune. Să iasă la pensie la 39 de ani. Mișto. Se pare bine. Ăsta propus ultimul la chiar la Ministerul de Interne e pensionat. S-a pensionat la 39. Păi da, da, adică lor le oferă și ocazia unică să meargă în sfârșit la școală. Uite, bă, ieși să termine liceul, să hai facă să termin, tot ce e de făcut. Tu bacul, să fie ok, să fie în regulă. Hai general, dacă nu bacul. Păi ai văzut pe polițiștii aia de la Câmpina, elevii polițiști de la Câmpina cu aia cu drogurile? Da. Mai aveau 2 luni. Să fie pe post. Doamne, dar i-au oprit la timp săracii. Erau pe un drum greșit. Crezi? Da, să fie așa într-o negură din asta, să nu știi unde duce cariera ta. Acum măcar i-au orientat ok. Adică nu mai au astfel de dileme, nu? Da. Băi, mergem pe zona asta, aici e ok. Să nu mai
schimbe domenii. E păcat să trăiești în confuzie. Da. Așa e, așa e. Apropo de confuzie, am văzut aștirea cu găinile vopsite în piață, chiar la Brăila era, nu? Nu, la Galați. Nu, la Galați. Așa. Pentru mine nu e o surpriză. Așa. Ce, cum comentezi asta cu... Cum o să vopsești găina ca să pară de țară? Mie mi-a plăcut că polițiștii... Deci erau unii pe filieră de mult. Deci ei știau de ce se întâmplă. Unul a fugit și a lăsat 9 kg. Deci au capturat cu totul 12 kg. Au mai fost niște capturi din astea în zonă. La Brăila a fost, cum îi spun ei, destructurată o rețea de trafic de prune uscate. Deci așa? Zona aia are ceva. Cum, prune uscate, rețea de prune uscate? Da, măi, erau deci, niște samavolnici, niște nenorociri. Prune uscate și acum ăștia cu găinile, mă. Deci polițiștii știau, erau pe fir, știau ce se întâmplă, au confiscat marfa și au făcut proba. Și proba aș cum, vrut să văd polițiștii cu oala, cu găină. Deci, dar stai că a fost o chestie aici. S-a îngălbenit. Atunci când a fost scandalul cu unii de pe la nu știu care agricolă de asta, ei au ieșit cu un comunicat și au zis, domne, e normal să ți se schimbe culoarea când îl pui la fiert. Că nu știu ce. Nu e normal. Nu e normal. Nu. Așa au zis oamenii. Nu, poate să-ți iasă grăsime la suprafață. Așa. Dar să se coloreze apa, nu cred. Poate de la ouă de Paști, nu știu, poate conțineau... E testul puiului, și, nu e testul berzei să coloreze. Sau poate era o zonă, că sunt zone acolo în care se crește mult turmeric lângă Galați, știi? E, uite, vezi? Da, da. Da, și bun, de asta au păscut un acolo. Un antiinflamator extraordinar. Da. Nu, dar arată în continuare supremația rasei albe. Adică asta e băgat, aia galbenă, a ieșit albă. Gata. Deci tot noi suntem mai puternici. Și aveau și ochii, așa am înțeles, găinile. Dacă te uitai la ele, erau puțin, știi? Pasionați de era bucătărie clar. Chinezească, gălățeni. Eu cred că poliția n-a intervenit mai devreme. A așteptat să vadă care e mersul. Da, da, da. Ce se întâmplă până la urmă. Și zic, mă, găinile alea au ochii cam așa. Ia hai să investigăm noi puțin. Ia hai să vedem noi, dacă nu cumva. Și vorbesc ciudat. Vorbesc cam ciudat. Piu, piu. Da, să știi că am auzit o poveste, e în cartea mea. Despre unul, s-a întâmplat în Târgu Mureș. Așa. Într-o zonă din asta mai la marginea, mă rog, așa, zonă de case. Era un cetățean care era bănuit că ar face sex cu găinile lui. Toată lumea avea animale în curte. Uh-huh. Și, mă rog, erau și voci care știau clar și unii care încă se îndoiau. Și argumentul suprem, care seamănă cu toate argumentele de la băieții ăștia cu pământul plat, uh-huh, a fost, ai mă, ce mai ai văzut tu pui cu fața lui Nicu? Da, noi am avut un reportaj, l-a făcut Răzvan Anghelescu la acum ceva ani, extraordinar, cu unul prins de săteni, le lua caprele și le ducea. Și omul zicea, astăzi aia, mâine aia altă, și a fost surprins. Dar la fel nu cred că s-a văzut. Da, uite, azi am avut dimineața la emisiune, mai avem de-asta fake news. Aha. Așa, și era o știre despre un tip din Chicago, de origine indiană, da, Indian. Da. Știi, nu Indian. Așa. Așa, și pe care l-au prins cu pantaloni în vine lângă o vacă. Și a fost acuzat că a abuzat-o. Și el a spus că e reîncarnarea, e un animal sfânt și este reîncarnarea fostei sale soții. Vaca. Vaca fiind reîncarnarea când fostei nu lui soții. Nu el e reîncarnarea unui da, bou. Da, da. Nu. Și, mă rog, vaca s-a dat de gol că l-a trimis să ducă gunoiul. Mă rog. Chestii de-astea. Da. Da. Un cetățean sârb a încercat să intre în România săptămâna trecută cu 750 de chile de cannabis. Noaptea. L-au prins. Nu mi se pare suficient să schimbe ceva. Nu? Nu. Adică dacă ne referim la sloganul ăsta, fericiți în România, nu, cu 750 de chile, nu faci nimic. Nu faci nimic. Nu. Nu ți ajunge nici pe două zile după alegeri.
Nu te ajunge nici în două zile, doar în centru vechi, nu? Da, sau așa, da. Da. E celebră deja știrea din Mizil, am avut-o și noi, sigur ați avut-o și voi la emisiune, cu acel concert cu un spectator. Mm-hmm. Da, e conceptul de one man show la, la Mizil. Asta înțeleg ei. One man show, adică doar pentru da. Omul ăsta. Și nu numai că a fost unul singur, dar el a și plecat în timpul spectacolului. Atât de nemulțumit de a seama, fost de serviciile. Ce inimă trebuie să fie avută ăla de pe scenă, săracul. Și da, eu, uite, îmi doresc, este visul meu secret, ca într-o zi din asta, de dinaintea Crăciunului, să cumpăr toate biletele de la un spectacol de al lui Ștefan Bănică Junior. Așa? Și să vedem, nu știu, mă duc, nu mă duc. Dar omul să fie liniștit că a cântat cu casa închisă. Poate mă duc, poate nu mă duc, a? Nu știu. Sau mă duc și stau până la sfârșit, sau nu. Zici, pe la jumate așa, zici, băi, mai bag-o pe aia cu Bubulina Gospodina, că m-am cărat, da. Hai că mă duc, continuație tale, sunteți talentați, e păcat să renunțați acum. Dar de ce l-aștept, Monica? Păi e genul care umple sălile, știi? Aha. Adică n-ar avea o trebuie problemă. Bă, merge și Brânciu, e ok. Da? Da. Adică nu... Hrușcă mi se pare cam... Da, nu, ai fi, ai fi n-ai, rău. N-ai face asta, ai, nu. Ai fi rău. Da, na, da. Nu da. Poți să ai așa inimă. Da. Corect. Nu, Fuego? Nu. Cu Fuego n-am o relație. Nu. Nu știu, nu... Nu simt. Am văzut că are concert acum, iar o să-și deschidă aripile alea de liliac. Nu simt chestia, da. Mm-hmm. Nu, ceva, îți trebuie ceva mai vioi așa. Mai nu-l cunosc pe Ștefan Bănică, nu. A, nu. Nu. Dar probabil de aia, nu te-ai gândit pare... să faci o asemenea chestie rea dacă l-ai cunoaște, nu? A, nu, dar nu era. Nu era. Mi se pare o situație foarte mișto, adică ăștia de la Mizil sunt ani în față. Dar toți erau de acord că vinerea nu se merge la spectacol, că vinerea e nasol. Dar îl ținem, chiar dacă nu mergem. Mie asta mi-a plăcut, că toți au zis, da, domnule, dar noi nu mergem de obicei la asta. Ei să cânte acolo, e ok. Merge. Da. Bani, adică s-am dat drumul la festival, da. Era ceva cu zilele Mizilului. Putem, da, era festivalul toamnei, ceva de genul. Da, un oraș foarte mișto. Da. Și se și întâmplă multe, că am trecut pe acolo de câteva ori. Întâlnirile se fac la benzinăria de la intrarea din oraș. Mm-hmm. Da. Este foarte... E un oraș recunoscut, apropo de traficul de persoane și de... E un oraș în care poliția doarme de 30 de ani foarte adânc. Asta știu că am scris foarte mult. Și industria e foarte puternică acolo. Și da. E unde se fac saltelele. Da, acolo e? Da, acolo e cu relaxa și cu... când ai plâns ultima dată la un film? Nu știu. Nu, dar plâng când ascult muzică. Da? Da, mă mai bușește plânsul. Uh-huh. Nu e pe... nu e muzică din Love Story sau... Adică nu așa. Nu. De intensitate, așa. Uh-huh, uh-huh. Mă prinde... Da. Da, mi se pare foarte... Și mai plâng și când mănânc ceva foarte bun. Asta, adică mă emoționează. La muzică mi se întâmplă și mie, dar la mâncare... Da, mă emoționează mâncarea foarte bună. Adică da? Înțeleg și mai e și chestia asta, că lumea... Mă rog, am mai povestit asta, am discutat cu un turc despre treaba asta, care e și bucătar, și așa. Mi-a zis că și pe el pocnește prânzul când mănâncă ceva foarte bun. Bun, poate să-ți aduc aminte de copilărie, okay, sau, da, dar așa. Nu era cazul aici. Pur și simplu era ceva atât de bun că simțeai că te mângâie Dumnezeu pe cap. Știi, era minunat și... Mai e și sentimentul ăsta că aia a fost, nu știu dacă o să mă mai duc vreodată în restaurantul ăla din Paris unde mi s-a întâmplat mie chestia. Și mi s-a mai întâmplat în câteva locuri. Mă, da, s-au pogorât îngerii. E ceva cu care nu te întâlnești neapărat de două ori. S-ar putea data viitoare să nu mai aibă același gust sau mm-hmm. să nu mai simți tu. Și mâncarea e la fel ca și muzica. Știi, nu se întâmplă de două ori la fel neapărat. Și nu mai rămâne nimic, nu mai e nicio dovadă. Ești doar tu cu... muzica și cu feeling-ul ăsta, că ai avut acces la ceva ce, nu se poate povesti. Este starea aia de dincolo, e foarte mișto. Noi avem un proiect de curând, proiect educațional, îi zicem noi, se numește Starea Sănătății și sunt niște filere de-astea zilnice pe zona asta de sănătate. Și
Așa, cum putem zi. Să găsim, așa, mă, apropo de sănătate, cum putem să găsim o cale de mijloc astfel încât mâncarea să fie și foarte gustoasă și foarte sănătoasă? Păi, îmi cer un sfat? Da. Că noi gătim foarte nesănătos. Adică... Da, mă... Oricum, lumea cam, nu știu, dacă vorbim despre pește, îl omoară de două ori. Știi cum fac și englezii, așa spun francezii, despre fish and chips. Că englezii, they kill the fish two times. Aha. Cred că e foarte mult exces. Și asta vine dintr-o proastă înțelegere a tradiției, pentru că tradiția românească nu vine neapărat din bogăție. Mâncarea românească e o mâncare mititică, gătită lent, cu ingrediente nu neapărat multe. Oamenii nu mâncau des, țăranii români, și nu prea mâncau nici carne, era sărbătoare, în general bolbotine, legume, adică. Și n-aveau nici foarte mult ulei, n-aveau excesul ăsta de bogăție pe care îl aruncă lumea în mâncare acum. Deci foarte puțină grăsime, carne din când în când nu neapărat, că nu o să crape nimeni, nu o să se zvârculească nimeni. Da. Așa? Există treaba asta, păi dacă nu mănânci carne, de unde ți-ai proteinele? Da, și le iei din semințe de cânepă, de exemplu. Da. Nu glumesc, chiar. Da, nu, le iei chiar, și eu... Chiar sunt soluții, știi? Da. Și în general n-ar trebui să procesezi decât atât cât e cazul, să mai simți și gustul lor, să mai facă, să rămână ceva crocant în ele, să simți că ai mâncat niște legume și nu un piure prost amestecat. Lucruri din astea, așa, fără multă prăjeală. Bucătăria românească are doar această, cum să-i spun eu, proastă reputație că ar fi grasă și excesivă. Este prost practicată. Bun, sigur că dacă mănânci balmoș, o să gâfâi două zile. Mm-hmm. Da, și acolo vine să te arunci în ceaunul ăla. N-ai cum să treci peste asta. Asta e ideea, că oamenii nu înțeleg ce înseamnă această moderație. Bă, totul... Da. Adică, ok, mănânci odată. Dar dacă mănânci în fiecare zi... Da. E ca și cum ai asculta muzică la maxim tot timpul. Da. Bă, din când în când merge și liniște, e și ușor așa, știi? Și asta cu ulei, se pune mult ulei. O lingură din aia de ulei are o grămadă de calorii, nu mai știu, știam câte sunt, dar sunt îngrozitoare de multe. Nu-ți imaginezi cât de multe sunt. Tu oricum te strădui, mergi la sală, adică înțelegi chestiile astea, știi? Și pe de altă parte nici nu e nevoie de așa ceva, să vezi uleiul băltind peste tot și totul este prost practicat așa și e mult. Să facem mult, să fie mult. E o disperare. De unde chestia asta să te ridici dacă noi o avem? Noi o avem, o au și americanii, francezul nu are, de pildă, japonezul nu are, nu au, cei mai mulți nu au. În Japonia chiar există regula lui 80% să te ridici de la masă când ești 80%. Da. Așa, francezul nu zice m-am săturat, zice nu mai e foame, ceea ce e cu totul altceva. Da. Noi o avem pe asta, să pleznim la masă acolo, să fie mult, să fie... și nu mai zic nebunia asta, rahatul ăsta de fast food la care apelăm incredibil de des, adică în fiecare zi. Eu cunosc oameni care nu mai mănâncă altceva. E o disperare, nu știu, ea vine și din faptul că pur și simplu există toate chestiile astea în jurul nostru și așa cum atenția noastră este furată de telefon, de tot felul de lucruri pe care le facem în timp ce facem alte lucruri și ne imaginăm că, într-adevăr, noi chiar putem să facem două sau trei sau patru lucruri bine în același timp, greșit, ne fură gustările astea, cum îi spune, ronțăitul, da? Bun. Despre asta am vorbit cu doamna doctor Simona Tivadar. Asta e... E o tâmpenie, știi? Tot timpul îți vine să întinzi mâna după încă ceva și după încă ceva și după aia zici, vai dragă, dar și dacă respir mă îngraș. Nu, nu, ia, doi nu covrigi, mai... nu sunt buni. Nu e ca și cum ai respira și ai înghițit covrigi din aer, așa, îți vin particule fine de, de trei covrigi. Da. Și aceste, e o civilizație a excesului, fără niciun fel de înțelegere pentru ce se aruncă.
Știi? Adică noi aruncăm foarte multă mâncare. Statisticile astea sunt îngrozitoare, știi? Și nu te gândești că ar trebui să consumi cam cât poți, să reciclezi ce Dumnezeu mai ia prin frigider, să le refolosești și să nu arunci mâncare, să nu arunci pâine și în general să te oprești. Cam pe aici vine. Și să nu mai întinzi mâna după încă ceva și încă ceva și încă ceva. Și eu să n-ai tot timpul, dacă vrei tot timpul gustare, ia-ți o legumă crudă, ia-ți ceva fructe, ia-ți lucruri care sunt ok, da. Le poți consuma în starea lor naturală. Nu știu, da. Cred că și lumea stă foarte prost cu nervii, pentru că asta spune ceva despre agitația. Ai văzut ăștia care sunt calmi și fac așa cu picioarele, da, nebunește. Da, da, tot timpul. Vine să fugi urlând din cameră. Și același lucru, un alt mod al minții de a spune sunt neliniștiți, sunt neliniștiți, dăm ceva de făcut ca să mă potolesc. Ia-mă covrigei cu Susan. Și m-am liniștit 10 minute. Știi? După care, sigur, trebuie să mâncăm ceva dulce, că nu se poate. Da, da, da. Și pe aici vine, știi, pauza asta. Bă, frate, nu, am ceva de făcut și mă concentrez la chestia aia și chiar nu trebuie să mănânc tot timpul. Da, tot timpul trebuie făcut ceva. Cât de important ți se pare? Am găsit ideea asta la mulți autori, la mulți specialiști în nutriție, la mulți oameni care au scris despre asta, de exemplu, la Michael Pollan. Da. Am găsit-o, bă, cât de important e să-ți... Am făcut inclusiv un curs de nutriție, e pe Coursera, un curs, e gratuit, făcut de ăștia de la Stanford, mă rog, sunt o grămadă. Da. Și ăștia ziceau, bă, cât de important e să-ți gătești tu ceea ce mănânci, să te apuci chiar și să nu... ei chiar te învață, uite, bă, te învățăm noi în câteva filmulețe de câteva minute... Să nu-ți mai fie frică nici de tigaie, nici de oală, nici de apă, nici de curăța legume, nici de... Hai să vezi cât de bine e și cât de frumos. Și este extraordinar să descoperi că, bă, gătești pentru tine, pentru cei de lângă tine, și simți altfel lucrurile, vezi altfel mâncarea, nu? Îi sfătuiești pe oameni să facă asta? E da, important? Da, tu gândește-te că pe vremuri existau, bine, acum ar putea fi privită ca o treabă... degradantă, dar erau școlile astea de housekeeping, nu știu cum, de gospodine, pentru femei, în care erau învățate să facă tot felul de chestii. Nu știu, am cunoscut o femeie de pe lângă Sibiu, într-un sat, când umblam după mâncărici, care a făcut o școală de brânză în Elveția. Și era o școală pentru femei care trăiesc la, nu știu, peste 2000 de metri altitudine. Și care au gospodărie pentru femei. Da. Care au gospodărie de ținut, care înseamnă animale, casă, lipsă, un acces limitat la apă și lucruri din astea, și te învățau să te descurci și în condițiile alea, să gătești așa, să faci brânză, să folosești tot ce trebuie folosit acolo, astfel încât să poți să trăiești bine și liniștit. Și mi s-a părut teribilă chestia asta, mi s-a părut foarte mișto. Și oamenilor le e foarte frică. De ceva, proba gătitului este o monstruozitate, da. Dacă nu vine unul care suferă de entuziasm. Și acolo te duci în partea cealaltă, în care unul care nu știe nimic, da? Ar trebui oprit, luat, legat undeva de calorifer, să nu se atingă niciodată de nimic. Sunt ăștia, entuziasmul la început înseamnă să pui absolut tot ce ai. Lască în mâncare. Ce să fie nu poate să facă rău, nu? Vă fac ceva, da, și toată lumea se tăvălește după aia în indigestii, e complicat. Dar chestia asta cu gătitul îți dă și o pace mentală, te ajută să te apropii de ceilalți, le oferi ceva și e foarte mișto, adică nu e nicio rușine, știi? Lumea mănâncă niște mizerii cumplite. Da. Și nu înțelege partea asta, care înseamnă și tihnă, adică masa... a ajuns să fie la fel de zbuciumată ca tot restul existenței noastre. Da, în care da. Tot lumea pe fugă, niciodată... Uite, eu m-am revoltat... Unii mănâncă la fel cum și se comportă exact ca atunci când sunt în trafic și claxonează și înjură. Știu, tot cu spume la gură și încruntați. Eu văd oameni încruntați mâncând. Bă, cum mama mă zic, poți să mănânci încruntat? Da. Doar dacă e nasol, dar nu pare. Da, într-adevăr. Eu m-am revoltat de curând la fel că, băi, hai ne așezăm, uite, în weekend suntem toți acasă, hai să gătim, fiecare face, contribuie cu ceva, vedem ce să face, ce să... Și fiecare contribuie cu ce poate, cine nu poate doar pune masa, farfuriile... Desface sticle. Desface sticle și așa mai departe. Dar treaba asta să gătești împreună este o chestie extraordinară. Sau să faci, eu am omleta mea de weekend... unde mă trezesc, fac toată omleta și toată lumea mănâncă. Îmi trimiți și mie o poză cu omleta ta. Da, am poze pe Instagram,
cum ar zice cum e președintele Iohannis, zicea, ai văzut-o pe aia cu dragii mei în ultima? Nu. Deci l-am numărat noi, ieri sau alaltă, era avut în Moldova un discurs de vreo 50 de ori. Dragii mei, dragii mei. Deci, dragul meu, am poze cu omlete în fiecare weekend. O să intru să mă uit la omletele tale. Da, sunt ok. Și acum, făcându-le și fără carne, sunt și mai ok. N-ai nevoie de carne. Nu e, păi asta zic, nu e nevoie și ies extraordinar. Deci somonul mănânci, ăla nu-i carne. Ba da! Nu, pește mănânc. Pește, încerc pește de la jumătatea lanțului trofic, adică sardele, anșoa, toate, că ăsta mare mai are probleme cu metalele grele, cu toată poluarea asta e nebunie, dar îmi place că specialiștii recomandă zona asta. Pește mic. Pește mic. Pește mic, ok, care n-am mâncat mulți alți pești ca să crească. Cam ca noi, așa. Pești mai mici, pești mai... Hai, dă-le oamenilor rețeta aia, ziceai... Ce, de piperchi? Da. A, e... Sau va trebui să ne omori dacă... A, nu. A. Nu. Nu, e foarte simplu. Îți trebuie capia. Da. Deși mie mi se pare... Deci, uite, unul din specificul, din... O chestie care ne individualizează. Ok. Bă, noi avem gogoșari. Da. Eu n-am văzut gogoșari... Nicio. Da. Din alte părți. Da, știi? Da. Nu știu, leușteanul mai e. Da, așa. Cu borșul nu mi-e clar, pare că și borșul... La fel gogonelele nu sunt peste tot așa. Adică da, se murează de toate. Da, adică da, asta da. E... Uh-huh. Dar gogoșarul, mie gogoșarul mi se pare infinit mai expresiv decât orice alt tip de ardei. Uh-huh. Deci e ceva foarte serios în chestia asta. Știu că sună nu știu cum, dar vorbesc foarte serios despre gogoșari. Ok. Cu respect. Așa. Așa. Și... Gogoșarii se taie bucăți mari, da. Îi cureți și da, îi toci așa, ca niște pătrățele poți să iei. Cam așa îi fac machidonii. Îi prăjești, eu folosesc unt. Da. Okay. Îi, da. Da. Așa, după care adaugi Merge roșii. Merge un ulei de cocos aici sau... Nu, cred că e mai... Nu, hai să rămânem, adică să vorbim despre mâncare. Zona așa, ok. Despre mâncare, da. Așa. Da. Așa, și după aia vii cu roșiile, așa, care de asemenea se taie, ar fi bine să le curezi de coajă. Da, se da, plonșează puțin în apă fierbinte, după aia în apă rece, se curăță coaja, tăiate tot bucăți mari, așa. Da? Dar trebuie să fie niște roșii bune, cât mai gustoase, mai apropiate, din asta cu gust de roșii, știi? Dacă se roșii poate. De roșii, da. Da. Și lași chestia să scadă, sare, piper, nu trebuie nimic. Dar proporția ar trebui să fie undeva în favoarea ardeilor. Adică ardeii trebuie să fie mai mult. Și îi lași ușor. Îi mermelești în unt cu ulei. I-aș pune unt. Okay. Evident, nu se face așa. Dar mie mi se pare mult mai bine cu unt. Și după aceea pui roșiile, le lași și pe ele sare, piper, dar nu mult. După care, la final, când totul a devenit un fel de zeamă și ardeii fierb, într-un fel, se gătesc în zeama de roșii, eu puneam chestia la cuptor și o lăsam încet, mult timp, 2 ore, 100 de grade, știi? Okay. Așa, încet. Și la final ai o telemea veche de oaie din aia, de stai și miroși mâinile în întuneric două zile. Mirosul ăla de puternice, da, cuvinte dacice. Așa. Sfărâmată, dar nu în bucăți mici de tot. Așa, cu furculița, știi? Cum se rup bucăți. Și în momentul în care ai terminat cu mâncărica asta, ai aruncat brânza deasupra, ai amestecat odată, ai pus capacul, o lași să se răcească. Ok. O lași peste noapte, adică. Eu aș lăsa-o peste noapte. Mamă. Ai salivat ca un prost. Da, păi așa, asta zic. Și... și a doua zi o mănânci. Eu prefer rece, mi rece. Se pare, adică scoasă din frigider și lăsată un pic la temperatura camerei, e cea mai bună. Dacă tapas românesc, ăsta este, cu asta începi. Deci te dai cu capul de pereți. Extraordinar. Da. Și cu ce? Cu o pâinică ceva, cu, nu? Da, din păcate, da. Da. Dar poți să mănânci, adică dacă elimini pâinea, poți să mănânci foarte multă din asta. Ți-ai o gălătușă mică. În loc de floricele, te uiți la piperchi, am mâncat de la niște machidoance și eu cred că a mea era mult mai bine, dar mă duceam în altă direcție și lucram altfel.
Aha. Aici e viteză, știi? Mâncarea asta se face foarte repede. Dar mie mi se pare important timpii ăștia, care ea trebuie să fie arbă încet, astfel încât ardei deci să nu se moaie. Da. Eu am mâncat pe la niște târguri, așa, prima dată. Și am zis, băi, asta e foarte mișto. Și am mai făcut o plachie odată, după ce am fost în Delta. Am mâncat o plachie senzațională, la Crișan, cred. Și am zis, bă, eu n-am făcut, eu sunt din Brăila, n-am făcut niciodată plachie. Și am făcut o plachie, după cum mi s-a cășunat mie. Tot așa, fiartă încet la cuptor, coaptă încet la cuptor. Și am dat-o unui prieten lipovean și el a zis, bă, plachia asta e ca aia făcută de bunica mea după ce ar fi stat 3 ani în Franța. Asta e un compliment. Asta e un compliment. Deja... Și-a mai făcut un caras. I-a mai dat un caras fusion. Așa. Și a spus că vine o vreme în viața unui lipovean când înțelege că trebuie să meargă mai departe. Bun. Băi, e foarte bun. Bine, spun. Da. Excelent. Cam așa. Da. Stai alte... un pic să înghit, că trebuie să înghit și asta e. Dar o fac. Uite, o fac în weekend. Mă sun și te ghidez, da. Da? Și da. Te sun și da. Vedem cum iese. Da. Pui poză pe Instagram. Clar. Pe Instagram mă bag acolo că imediat. Uite, să-ți arăt, frate. Deci, uite, da, numai departe de duminică s-a întâmplat această chestie. Vezi că sunt vreo 6. Pac. Da. Așa. Se aprobă? Da, da. Așa. Așa. Asta. Păi tu faci un fel de tortilia, ca la Brăilia. Da. A, da. E înăltuță așa? E coaptă? E înăltuță, e coaptă. Zic că pun și capacul să... Poți să o pui și în cuptor. Da. Și se înalță și dacă îi pui și un pic de praf de copt, așa. Se face și mai fluffy. Am înțeles. Da. Da. Să umflă așa, lăsată la foc mic, tot așa. Și îți mai dau, poți să-i pui chefir. Chefir. Da. Păi o consumăm cu chefir. E minunat. Poți să-i pui chefir să-i în compoziție. Să-i pui în compoziție? Da. Și un pic de untopit. Da. Poți să-i mai pui în compoziție. Ca la clătite. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. O să fie bine, o să vezi. Da, extraordinar. Salivăm ca doi proști. Da, să ne uităm unul la altul și salivăm. Deci da. Și oamenii ăștia sărați. Și ați terminați. Da, eu cu mărarul pun, fac exces de mărar la... Nu, există doar aceste două categorii. Oameni care iubesc mărarul și... Ceilalți. Care nu există, în mod normal. Nu. Ar trebui să locuiască la marginile planetei și să mai împingi câte unul așa. Exact. Plecați-mă de aici. Exact. Ăștia, pentru că pământul e plat, le mai dăm cât un bobârnac. Cum a zis mi-a povestit un prieten despre unul care era la film la Stăpânul Inelelor. Am tot povestit asta pe post. E una din expresiile noastre favorite. Și era episodul ăla în care murea Smigel. Așa. Și era Smigel căzuse în vulcan și se agățase cu mâna de... Și era tensiune mare în sală și ăsta nu mai putea și la un moment dat a izbucnit așa că ăla nu murea și el nu mai putea și a zis, te dracu, Smigel. Mori odată, nenorocitule. Da. Da, foarte bun, foarte bun. Cam așa. Zine de un vin. Uite, am constatat o chestie. Eu am renunțat, am avut o viață destul de nesportivă de mai mulți ani, că am ajuns din nou de la 122 la 87 de kilograme. Am renunțat la băutură, cum beam, adică sport extrem. Și noi la emisiune avem pahare care au un litru, dar lumea nu înțelege. Da, așa. Ce am găsit acum într-o carte, Zonele Albastre se numește, e un tip care a mers în aceste zone prin lume, foarte interesant, și a studiat pe oamenii aia și a scos vreo 9 reguli de acolo. Ce fac ăia să trăiască fericiți până la 100 de ani? Că există în Sardinia, e o astfel de zonă, prin Costa Rica undeva, sunt mai multe zone. Și în Japonia. Da, și în Japonia este. Și a constatat că oamenii ăștia, în afară de chestia asta, mișcă-te destul de mult, regula lui 80%, toate lucrurile astea, au un pahar cu vin în fiecare zi, 1-2. Dar dacă m-a lăsat și pe mine cu paharul meu, da. Așa, de la Morning Glory. Dar nu de la, nu cred că se referea la. Deci, un vin bun, ce... Mă, depinde de anotimp acum, nu pot să o arzi. Uite așa. Acum, pentru această perioadă, roșu. Așa, un roșu, da, un roșu, pentru că asta consumă și oamenii ăștia. E... Bine, știi că italienii spun vin, da, și alb. Da, adică nu... corect. Să facem o diferență este foarte clară. Vin roșu. Da. E vin, vinul și cel alb.
Cel alb. E chestia albă. E complicat. Da, uite, acum, dacă tot ne iubim țara, dar putem să bem o fetească neagră. Da. Pe genul ăsta, știi? Se poate lucra. Apăruse la un moment dat o băbească neagră care era fantastică, dar asta era acum... Am auzit. Da. Un soi pe care nu știam. Și cred că e un moment extrem de fericit în istoria vinurilor din România. Se pot bea niște vinuri teribile în momentul ăsta. Și lumea lucrează și e foarte mișto. Adică se întâmplă, apar crame mici, oenologi tineri și plimbați prin lume. Da, care și fac, cu entuziasm. Bă, care foarte fac, serioși. Da, foarte, da, producții foarte serioși. Ok. Noi păcătuim... Brânza, stăm prost. Da. Adică sunt și probleme. Păcătuim la chestia asta, că uite, mă uit și la oameni, chiar am mai discutat cu oameni, veniți la magazin să-și ia și prieteni cunoscuți și le zic, bă, de ce ai luat mizeria asta, vinul ăla? Da. Știi? Că nu e ok. Adică, bă, ia, bea o sticlă de vin, adică nu contează. Știi? N-avem această educație în zona asta, bă, să beau un vin ok. În plus, cam ce găsești în hipermarket, așa, la vedere? Mai și găsești. Adică sunt și locuri, sunt locuri bune, dar chiar trebuie să te ocupi de chestia asta. Asta e problema. Și da, e ca și cum ți-ai luat mâncare doar din benzinărie. Adică de la un punct încolo e nașpa. Da. Nu poți să trăiești așa. Chiar trebuie să alegi și să cauți și să ai ce trebuie și să îți respecti genul ăsta de plăcere. Da. Apropo de asta cu benzinăria, ăsta, Michael Pollan, are, el a scris și Dilema omnivorului, s-a tradus la noi și eu am mai găsit o carte a lui, se numește Food Rules și este în imediat Food Rules. Și are niște chestii adunate cât a cercetat el toată treaba asta și sunt scurte, scrise așa, și una dintre reguli are niște reguli, nu știu, vreo 100 de reguli, ceva de genul ăsta. Uite, Food Rules, An Eater's Manual, și una este nu-ți lua mâncarea de unde îți alimentezi mașina. Da, cred că am dat și eu peste ea. Da, mi se pare decent. Chiar foarte decent. Dar știi că e același lucru. Am fost acum la Webstock și cred că am vorbit cam serios așa, dar mi se pare că din lumea noastră dispare așteptarea. Pentru că internetul și toate celelalte chestii au acest buffering time foarte rapid. Din ce în ce mai scurt. Ei, și nerăbdarea oamenilor crește foarte mult. Și așteptările noastre și față de realitate se modifică potrivit vieții noastre digitale și obișnuințelor noastre din viața digitală. Păi și nu mai există timpul ăla de așteptare, ca atunci când gătești, că nu se face așa, repede. Da, nu da. Toate se fac repede. Și chiar trebuie să aștepți și să investești timp și răbdare și bucurie să primești chestia aia. Știi, și genul ăsta de răsplată nu mai există. Răsplata trebuie să fie instantaneu. Și aici omenirea greșește masiv, știi? De asta zici, mi-e foame. Mă, nu o să crăpi. Adică nu ești chiar în prag de extinție. Știi? Nu, da, n-o să, da, da, da. Nu o să te cureți. Nu te găsește nimeni. Să... Da, da. Băi, da. Nu o să întinzi copita. Nu e chiar așa. Știi, și acest sentiment că, Doamne, se prăbușește lumea, organismul meu cedează, se descompun toate celulele acum, pentru că nu mi-au eu covrigei ăia, este greșit. Da. Deci nu. Nu e bine. Da, are perfectă dreptate omul. Și asta, și cu piața, și cu... Știi? Da, la fel, uite, regulile lui sunt absolut de bun simț. Uite, evită produsele care au ingrediente pe care oamenii nu le-ar ține în cămară. Înțelegi? De pildă, da. Mănânci digliceride, etoxylated diglicerides. Te referi cumva la crembuștii de post? Da. Celuloză. Cine Toamă, are? Cine textura cine? Aia, ce dubioși. Uite. Evită produsele care au zahărul listat între primele 3 ingrediente. Evită produsele care conțin mai mult de 5 ingrediente, cu excepția celor gătite, care sunt, na, așa.
evită produsele care conțin ingrediente pe care un copil de clasa a treia nu le poate pronunța la prima... Și asta, da. A? Da. Sau evită tot adică ce... Adică și un politician, că e cam tot acolo. Da, evită toate produsele pe care bunica ta nu le-ar considera mâncare. Da, e bine, aici cu bunicile nu cred că toată lumea are șansa asta, de fapt. Și da, cu mama care gătește, ca la mama acasă, poate să fie iadul. Corect. Corect, că unele mame gătesc. Da. Gătesc, într-un fel. Da. Corect. Nu am cunoscut oameni traumatizați. Da, da, de ce da. Li s-a întâmplat. Dar eu mă uit acum, fiul face basket, mă uit, sunt unii copii, merg cu el la meciuri peste tot prin țară și te uiți la copil, te uiți la părinți și înțelegi lucruri. Da, s-a și greșit. Da, da. Destul de mult. Adică mult. Adică mult. Și creștem pe copii în aceeași... Da, e puțin complicat. Da. Mă rog, acum, nu toată lumea. Eu n-am mâncat încă o omletă ca lumea. Da? Da. În București. Da, e serios. Uite că puteam, că noi avem aici, ne-am făcut condiții și puteam să facem o chestie de asta. Dar uite că într-o dimineață, da, putem, când termin matinalul, se poate rezolva și... ceva. Da, avem. Avem tot ce vă ne fac trebuie. O omletă. Da? Gata. Facem. Facem treaba asta. E bine. Okay. Promisiune. Gata. Da? Da. Facem de asta, duelul omletelor. Păi cum? Mamă, cum e? E senzațional. Gata. Gata. Ah, hai că până să nu mai să reușim să pronunțăm la revedere, că... Da? Bine, vă mulțumim foarte mult. Știi că avem testul ăla de... pentru după consum. Așa. I-am învățat pe oameni. I-am pus să spună... Teama de vineri 13, știi care este? Paraschevi de catriafobia. Și am pronunțat-o în portugheză. Spus Paraschevi de catriafobia. Și m-a întrebat un cetățean cum e cuvântul ăla în germană. Zic, care? Ăla lung, așa, Paraschevi de catriafobia? Zice, da, ăsta. Mi-a plăcut. N-am râs, am fost civilizat. Și e așa. Știi că există testul cu apă minerală, că să poți să pronunți ca lumea. Da. Și se vede că ai consumat substanță. Da. Și e și banc, e banc celebru cu asta. Și testul nostru era, apă, locuiesc pe strada energeticienilor, și sufăr de paraschevii de catriafobie. S-o duce acolo. E o chestie de făcut vineri seară. Știi? Când și se dă cu păstrăzi în București testul? Sau? Nu, dar noi l-am dat pentru ascultători. A fost simpatic. Da. Adică i-am rugat vineri seara, când se duc să celebreze substanța, la un moment dat, când se duc spre casă, să facă asta. Da. Și am primit foarte multe mesaje de la oameni care au treabă cu strada energeticienilor, care întâmplător e pe lângă studioul nostru pe acolo. Așa. Și era chiar și o fată care spunea, locuiesc pe strada și zădeam, mergeți înspre timpul noi și vă explic eu de acolo. Pentru că nu se poate pronunța energeticienilor. Paraschevii de catriafobia, eu cred că merge mai bine. Dacă, da, e mai ok. Dacă o repeți, da. Asta e, bă, exercițiu. Exercițiu este... E foarte important, da. Da. Să repeți foarte mult. Da. Da. Te-am întrerupt un pic, dar oricum. Nu, că se înțelege aluzia. Da, e un exercițiu bun de dicție. Să-ți dai seama unde ești. E un fel de etilotest doar din cuvinte. Da. Da, excelent. Bine, mulțumim foarte mult. Și rămâne treaba cu omleta și... Da. Să fie bine la toată lumea. Dimineața de luni până vineri. Așa e făcută săptămâna, nedrept. Da. Noi am reușit până joi, să știi. Ați scos un timp bun. Am scos mult mai bine, da, serios. Da. Așa, la Rock FM de la ora... Vă sculați și voi, bă, de vreme. Scuze, da, 7. Da, 7, bă, e de vreme. Eu am făcut matinal la Radio Contact pe vremuri. A. Da, și... Bă, era infernal, infernal. De fapt, coșmarul meu, singurul coșmar pe care îl mai am și îl duc cu mine, de atunci e. Era la etajul 10 la Ploiești, postul undeva într-un apartament și coșmarul meu este că eu dădeam știrile, primele știri la 7:30.
era decentă ora, dar trebuia să merg cu tramvaiul jumătate de oră așa. Și coșmarul meu e că nu, acolo nu mergea liftul niciodată și urcam 10 etaje. Și coșmarul meu ăsta e, intru, o colegă mi-a pregătit știrile că a văzut că întârzi, că nu era cu telefoane atunci, să, bă, stai că la nivelul 96 aveam un telefon mobil, da. Era acolo un Philips de la Fiz, atâta era, o cărămidă de aia, așa. Și zicea, hai, dă știrile. Și îmi ridica acolo calea și zicea, e ora 7.30, Dragoș Pătraru vă prezintă știrile. Și eu fac doar... și atunci mă trezesc, înțeleg, aia e... Deci, încă mai ai visul ăsta? Da. Doamne. Și mă trezesc flash că pur și simplu, este incredibil. Da. O dată de două ori pe an, cel puțin îl am. E singurul coșmar pe care l-am, adică nu... Da, cumplit. Este. E mai cumplit decât Testoianceanu. Tu ai vreun coșmar de ăsta? Nu. N-ai o chestie, n-am. N-am coșmaruri legate de radio. Da? Da, mă simt foarte bine. Avem și multă substanță în frigider și sunt foarte liniștit. Da, e ok. De fapt, asta e explicația. Și vezi că așa convingi oamenii să vină la emisiune, că mulți vin pentru băutură, să este? Știi. Este, niște caractere. Măi, consumăm ceva? Sper că nu ne aud acum. Da, nu. Și nu vrei să știi ce fel de invitați avem. Da. De o calitate. Da. Am fost la un târg educațional acum două săptămâni. Da? Și o profesoară înainte a mea a zis, dacă vrei să te înțeleagă copiii și să fie foarte atent, să vorbești în joaptă. Da. Da, că le atrage atenția și atunci copiii sunt foarte ochi și urechi dacă vorbești în joaptă. Eu când eram la restaurant, așa, aveam o femeie la vase, da, care era foarte nebună, așa, care îmi plăcea să mă joc. Ok. Și aveam momente din astea când toată bucătăria exploda, când erau foarte multe comenzi și era așa. Așa. Și totul era cântit și da, așa, acțiune. Da. Și asta spunea, da, domnul Răzvan, uitați stiga aia. Și vorbiți mai încet, da, mă scuzați. Și după aia urmau niște secunde, niște minute în care vorbeam, da, doar așa, dați-mi și mie tica aia, vă rog frumos. Ah. Și trecea lumea și se uitea la mine. Era deschisă bucătăria. Ce fac ăștia? Și am dat, mulțumesc foarte bine. Și în rest, cum s-a fost gomotă, știi? Și noi vorbeam în șoaptă așa, mulțumesc foarte mult. Foarte bine. Bine, băi, atunci bine. O să ne și târziu. Da. Poate s-au culcat, ascultat. Da. De asta okay. Să vorbim în cer. Era o întrebare de la un telespectator. Te rog, mai deschis un restaurant. Mulțumesc, vreau, îmi iubesc viața personală. Da, mi-a ajuns foarte bine așa, da. Bine. Mulțumim mult. Și eu mulțumesc. Să nu uiți de omleta aia. Nu. Nici tu. Bine. La revedere. Pa, pa. Ne vedem de luni până joi. 22:30, prima TV, Starea Nației, da? Hai, să facem o asta cu Morning Glory, Morning Glory, zi. Acum, ca să fie cu... Stai să vedem. Morning Glory, stă pe spate muncitorii. S-a rezolvat. Bine, mulțumim. Bine. Să fiți iubiți.